Autobuzul plin de ostatici a fost amplasat în această dimineață în punctul de trecere al frontierei Giurgiu. Scenariul exercițiului demonstrativ s-a bazat pe asaltul asupra unui autobuz ce a avut ca finalitate amenințarea chimică, radiologică, biologică sau, după caz, nucleară. Trupe de luptători ai poliției din România și Bulgaria și-au dat mâna, s-au antrenat și au învățat împreună care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze în cazul în care se confruntă cu astfel de situații. Înainte! Acțiunea are ca scop testarea capacității de intervenție a autorităților române și bulgare în cazul situațiilor de terorism. Exercițiul demonstrativ face parte din activitățile proiectului European SARES. Acest exercițiu face parte din multitudinea de activități pe care le desfășoară unitatea noastră, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, în colaborarea cu unitatea antiteroristă bulgărească, în cadrul unui proiect european denumit SARES, proiect care are și obiectiv îmbunătățirea capacității de ripostă împotriva infracțiunilor transfrontaliere comise pe partea de sud a graniței României. Atât autoritățile române cât și cele bulgare nu efectuează pentru prima oară astfel de exerciții. În luna aprilie acestui an la București au fost prezenți la desfășurarea unui alt exercițiu de pregătire pentru intervenții deosebite cu același scenariu. În aprilie anul acesta în București a avut loc un exercițiu care a simulat o luare de ostateci în autobuz și în care echipa de intervenție românească a lucrat alături de greci, bulgari și ciprioți. A fost un succes la nivel european, a fost foarte mult de muncă, dar în final putem spune că suntem pregătiți să colaborăm și să ajutăm eventual unitățile de intervenție din statele vecine în cadrul unor situații de criză de acest tip. Potrivit comisarului șef Alexandru Scurtu, angajații Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale sunt pregătiți din toate punctele de vedere să colaboreze și să intervină în caz de terorism în toate statele membre.